venit la meditația de seară, sfințirea și umilința. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Cel care cultivă un simțământ continuu al prezenței lui Hristos nu-și poate îngădui să se încreadă în sine și în neprihănirea proprie. Niciunul dintre profeți sau apostoli nu au făcut afirmații îngânfate cu privire la propria sfințire. Cu cât s-au apropiat mai mult de desăvârșirea caracterului, cu atât s-au considerat mai nevrednici și mai puțin neprihăniți. Dar cei care înțeleg cel mai puțin desăvârșirea lui Isus, cei ai căror ochi sunt îndreptați cel mai puțin spre El, tocmai ei pretind cel mai insistent că sunt desăvârșiți. Adevăratul urmaș al lui Hristos își va vedea mai bine propriile defecte și va simți nevoia unei pocăințe continue și a credinței în sângele lui Hristos.